Salutare la toată lumea, Ștefana și de la proiecte diverse DIY. Vorbim în filmulețul ăsta despre întrerupătoare kinetice, adică întrerupătoare care nu au în ele baterie, pur și simplu prin energia kinetică, să zicem așa, nu e telechinezie, atenție. Cine e curios, ce am desfăcut e Pepsi, deci să n-aud iar cu prostii că m-a apucat de băut. Și acest întrerupător nu are, el fiind un, să zicem, transmițător, un emițător și ăsta un receptor, da? Jucăria asta se poate monta într-o doză, există variante și mai mici, se poate monta într-un tablou, se poate monta într-o lustră, dacă permite spațiu, da? Doza ei permite așa ceva. Dacă avem de mutat un întrerupător și nu mai vrem să spargem, nu mai vrem să facem alte prostii, sau cum are și, că apropo sunt de la smarthome360.ro sau întrerupătoare-tactile.ro de la Andrei, are un filmuleț în care pe unul din butoanele astea oprește toată lumina în casă. Nu mai stai să tragi fir până acolo să faci chestia asta. E o jucărie din asta, dar specială pentru pentru ușină de inei. O pui în tablou, o legi la ăsta care poți să-l prinzi oriunde pe perete în casă. Îl pui la ieșire, ai apăsat, ai stins toate luminile, vii, le-a prins pe toate. Deci are o grămadă de întrebuiințări, în general, unde nu vrei să pui cablu, să nu spargi. Jucăria care vine montată pe lampă e destul de simplă. Avem nulul aici, care e băgat într-o clemă vagă și pleacă la lampă. Nulul alimentarea dinspre tablou sau dinspre doză, depinde despre ce vorbim. Faza care vine aici, da? La L. Și ăsta e cu 3 canale, 3 ieșiri, da? Întrerupătorul e puțin mai deștepțel decât ăsta și o să vă explic cum funcționează în mare așa. Avem, ăsta e canalul 1, dacă îl și alimentăm, că de obicei una bucată din acest sistem trebuie să fie la curent. Ia să vedem, ăsta e canalul 1. Ăsta e canalul 1. Ăsta e canalul 2, la care n-avem legat nimic, și canalul 3. Să vede cum funcționează, o să vă arăt că nu are baterie. Trebuie să găsim unul pe care nu m-am jucat cu el. Deci avem canalul ăsta, e deja programat, al doilea programat, bine, toate pe 1, o să vă arăt cum se programează, ca să recunoască una pe alta. Ăsta liber, ăsta liber. Deci ăsta e cu 6 canale, să zicem, deși ar putea să fie, să-l folosim ca plus, minus sau on, off, deși nu e setat ca off. Merg ca întrerupătoarele cu revenire, numai că prin apăsare produce o anumită frecvență, nu știu care e șmecheria, lăsați-mi jos la comentarii. Am înțeles ceva cu piezoelectric, cu quartz, n-am stat să mă documentez prea mult. Ideea filmului e să vedem cum putem pune un întrerupător fără fir undeva și fără să facem damage până casă. Asta era ideea. Deci avem astea două libere apăsate în sus. Da? Să ține apăsat pe oricare din canale care vrei să-l programezi. Uite, ținem pe 2 și apăsăm scurt de 3 ori. Da, apăsăm scurt de 3 ori în momentul în care licăre ăsta, m-am tâmpit. Și l-a și luat acum. Se vede, da? Hai să facem și pe bec, deși toate sunt pe bec.
în momentul de față stă pur și simplu, toate sunt stinse. Ținem apăsat până vedem LED-ul că începe să licăre, da? Pe un buton liber, 1, 2, 3 și l-am împerecheat cu ăsta. Acum practic ăsta de aici e canalul 2 și restul putem aprinde și stinge lumina, da? Cam asta e ideea. Astea sunt module un picuț mai vechi, sunt acum și așa de micuțe, uite așa, care pot fi băgate și în lămpi foarte mici, spre exemplu. V-am spus de reținut ideea, nu altă chestie, da? Cam asta la filmulețul ăsta, ne vedem la filmulețul următor, aveți întrebări sau idei sau care știți cum funcționează 100% acest sistem, lăsați-le jos la comentarii. Poți să umbli la el și sub tensiune, că nu te curentezi, da? Deci cam ăsta e sistemul. Și uite-l că nu merge decât dacă se apasă butonul ăsta mic de aici și toată chestia asta, da? Se simte mecanică, e ceva mai dur, poate fi băgat într-o doză, dacă ai doză, dacă nu, pus direct pe perete cu două dibluri oriunde, unele din ele au cum îi spune suport, deci poți să le iei la tine ca și telecomanda fără prea mult efort. Vă las, ne vedem la filmulețul următor. Bye bye.